Știu că a început sezonul vostru, vă urez la mulți ani, să aveți parte de tot binele din lume, însă vreau să menționez faptul că săptămâna aceasta avem o, avem o lună plină în, în, Scorpion. Nu știu de ce zic eu eclipsă, poate eclipsa aia care s-a produs pe 8 aprilie va a apăsat niște butoane acolo și... Poate nu s-a întâmplat nimic, dar în schimb ați conștientizat-o, ați început planul în secret, acolo, voi. Luna asta plină din scorpion, să știi că activează o axa relațiilor, n-am ce să fac, da? axa 1-7, da? scorpionul e casa 7 e casa celorlalți. Și acolo pentru tauri zic eu că fie șeful ia o decizie, fie este vorba despre o decizie a partenerului tău, dar e cu un sfârșit, da? ceva se eliberează. Unii tauri, cine știe, voiați de mult timp să vă dați demisia și uite acum se Arată la orizont